În perioada 18-31 august, la Biblioteca Municipală George Radu Melidon din Roman, are loc proiectul Biblioteca ZF, inițiat de Cult Hub. Astfel, în perioada menționată, cititorii vor putea împrumuta cărți de dezvoltare personală, de educație financiară, de educație antreprenorială, autobiografii și cărți de specialitate din cele 200 de volume puse la dispoziție de către organizatori. Am pregătit pentru voi 200 de exemplare de cărți de dezvoltare personală, cele mai noi apariții din diverse tematici și eu sunt convins că începând de astăzi, 18 iunie, până pe 31 august, biblioteca va fi un centru cultural care să vă atragă să veniți să citiți. Scopul proiectului este să facem cititul și mai atractiv decât este în prezent. Știu că poate e mai ușor să scrollați pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook și să vă luați informații de acolo, dar vă zic sincer că informația cu acuratețe se află la bibliotecă. Proiectul mai pune la dispoziție și un concurs cu premii în valoare de 2500 de lei. Pentru a se înscrie, doritorii trebuie să urmeze câțiva pași simpli. Dacă nu v-ați alăturat grupului participanți Biblioteca ZTF 2021, puteți intra acum pe Facebook și să dați join dacă găsiți grupul și noi o să vă aprobăm. Acolo vom desfășura concursul. Ideea e în felul următor. Trebuie să aveți un permis de intrare la bibliotecă valabil anul acesta, să veniți să împrumutați o carte din cele 200 care sunt prezente pe rafturile Biblioteca ZTF, să citiți cartea și să faceți o scurtă recenzie, o postare cu de ce v-a plăcut cartea, de ce o recomandați unui prieten, ceva care să atragă aprecierea celorlalți. Pe 31 august se încheie concursul și atunci toți cei care au citit cel puțin o carte și au făcut o postare pe grupul participanți Biblioteca ZTF 2021 vor intra într-o extragere la sorți unde avem 10 premii a câte 200 de lei pentru fiecare. Ne-am gândit să acordăm și 3 premii speciale pentru creativitate, pentru popularitate, câte un joc de societate pentru cea mai creativă postare, cea mai populară, cea mai apreciată și premiul organizatorilor. Ideea proiectului a pornit de la unul dintre ambasadorii Cult Hub în urmă cu o lună și jumătate, după o discuție purtată cu fondatorul Cult Hub referitoare la cărți de dezvoltare personală și educație financiară. Acest proiect a pornit de la o întrebare adresată de către mine lui Sebastian într-o seară, în care m-am decis să îmi schimb un pic viața și să evoluez ca și persoană pe plan personal. Și l-am întrebat ce cărți mi recomandă pentru dezvoltarea mea personală și pentru educație financiară. Iar el s-a gândit că o să mai sunt și alți tineri ca mine care vor să se schimbe și s-a decis să pornească acest proiect împreună și cu restul ambasadorilor ca mine. Și uitați-ne aici, am reușit să aducem 200 de cărți în biblioteca George Radu Melidon din Roman, unde tinerii pot să le împrumute și să se dezvolte. Ce așteptări ai de la acest proiect? De la acest proiect ne așteptăm ca tinerii să vină să împrumute toate cărțile în mod regulat și să se dezvolte pe plan personal cu ajutorul nostru. Cei 10 câștigători vor fi anunțați pe 1 septembrie în urma unei trageri la sorți.